Ieri la Hunedoara, din programul acțiunilor organizate în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, a făcut parte și meciul demonstrativ dintre echipele Corvinul și selecționata elevilor hunedoreni. Peste 250 de copii și părinți au luat parte la meciul demonstrativ de ieri, din cadrul acțiunii Corvinul vine în curtea școlii și care s-a desfășurat pe terenul de sport al școlii gimnaziale numărul 1. În cadrul Săptămânii Sportului European, municipalitatea s-a gândit la acțiunea Aducem Corvinul în curtea școlii. Și pentru acest lucru ne-am mobilizat cu toții ca echipa de seniori a Corvinului, echipă neînvinsă în Liga a 3-a, în momentul de față, unele dintre puținele din cele 100 de echipe care este neînvinsă, să vină și să facă un meci, să joace un meci demonstrativ cu elevii de la liceele din Hunedoara, care la rândul lor și-au constituit propria lor echipă. Mă bucur că sunt atât de mulți copii, cred că avem aici parte de peste 300 de copii dintr-un cartier al municipiului Hunedoara. Micii microbiști de pe marginea terenului și-au exprimat din start susținerea favoritei. Și pentru că era vorba de elevi, primarul Dan Bobouțanu a stabilit durata reprizelor, astfel încât tinerii fotbaliști să nu fie supra-solicitați. 20 și 10 de pauză, nu? Da. Și atunci ai 20 cu 20, da, e bine, 20 cu 20. Tot primarul a dat și lovitura de începere a meciului. Și startul joc în partida de astăzi. Printre susținătorii mișcării sportive din Hunedoara, prezentă la meciul demonstrativ, s-a numărat și decanul Facultății de Inginerie. Este un eveniment la care noi am ținut să fim prezenți, având în vedere și colaborarea deosebită pe care o avem cu primăria municipiului Hunedoara și cu domnul primar al municipiului Hunedoara, cu domnul Dan Bobouțanu, și susținem sportul, dorim să încurajăm sportul în rândul tinerilor și asta să știți că o facem și la nivel de facultate, avem tot felul de competiții pe care le organizăm la facultatea noastră, competiții care sunt susținute de către primăria municipiului Hunedoara și care se adresează pe de o parte studenților facultății noastre, dar în același timp și elevilor de la liceele din municipiul Hunedoara, dar nu numai. Acțiunea de ieri nu va fi una singulară. Corvinul, propunându-și să fie tot mai aproape de comunitate, așa că va mai iniția astfel de meciuri demonstrative și pe terenul altor unități de învățământ din diferite cartiere ale Hunedoarei. Aducerea echipei Corvinul face parte dintr-un plan de marketing la care lucrăm, care este în momentul de față în curs de desfășurare. Călcăm ușor pe urmele ideilor lui Mircea Lucescu, aceea de a începe să ne antrenăm în satele aparținătoare, să-i vadă lumea, să ne antrenăm printre liceeni, să-i vadă tinerii, să ne antrenăm, de ce nu, în alte localități din județul Hunedoarei, pentru că dacă ne aducem aminte, cu ani de zile în urmă, mulți dintre cei care asistau la meciurile echipei lui Mircea Lucescu la Hunedoara erau din alte localități, nu erau din Hunedoara. Și acum vin la meci, au o vârstă respectabilă și pomenesc jucătorii din perioada aceea, îi știu și acum cum se numeau. Vrem din nou să redescoperim Corvinul de odinioară, să venim în mijlocul comunității, pentru că aceasta este o echipă a comunității locale, este o echipă susținută financiar de Consiliul Local Hunedoara, doar de Consiliul Local Hunedoara, și este importantă și susținerea comunității în tribună la meciurile Corvinului și, de ce nu, susținerea necondiționată a copiilor.
Partida a fost una la capătul căreia rezultatul n-a mai contat și la care câștigătorii au fost cei mici.